Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, dragi prieteni! La jumătatea lunii noiembrie se împlinește un an de zile de la reorganizarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, prin unirea a două instituții distincte care gestionau problematica dizabilității a copiilor și a adopților și tot atunci se împlinește și un an de zile de când am preluat acest mandat în spiritul transparenței uh, pe care mi-am asumat-o, astăzi vin în vața dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele la care am reușit să ajungem împreună cu echipa ANE de PDCA într-un an complicat, marcat din toate punctele de vedere de epidemia de COVID-19. Aș vrea să încep această scurtă expunere și trecere în revistă a rezultatelor noastre, dar și a uh, scurte analize pe care încerc să o fac astăzi, a mandatului meu, uh, cu reamintirea obiectivelor pe care eu mi le-am asumat um, la preluarea acestui mandat, obiective uh, declinate din planul de guvernare și care veneau să răspundă nevoilor sociale identificate la acel moment. Obiectivele despre care vorbeam în luna noiembrie 2019 erau reglementarea serviciilor de respiro pentru copii, eficientizarea procesului de adopție, standarde de calitate pentru serviciile destinate copiilor victime ale traficului de persoane, mecanism de sesizare a abuzurilor din centrele de copii, copii cu dizabilități și adulți cu dizabilități, redeschiderea unităților protejate autorizate pentru persoane cu dizabilități, de asemenea vorbeam despre un program de evaluare a nivelului de accesibilizare în România și despre dinamizarea procesului de dezinstituționalizare. Acestea erau lucrurile pe care, la acel moment, înțelegând um, termenul limitat al acestui mandat și contextul uh, existent, mi l am asumat în coordonarea autorității. Pe cale de consecință, vin în fața dumneavoastră și aș vrea să vorbesc despre fiecare dintre uh, aceste obiective. Reglementarea standardelor pentru servicii de respiro. Așa cum știți și știm cu toții, din păcate, în România. Nu există și nu au existat centre sau servicii de respiro pentru copiii cu dizabilități și familiile lor uh, obosite de cele mai multe ori. Și acest lucru nu s-a putut întâmpla tocmai pentru că nu exista cadru legal pentru ca cineva să înființeze un astfel de serviciu. Cu alte cuvinte, nici furnizorii publici și nici cei privați nu erau în măsură să înființeze sau să lic licențieze servicii destinate a acestui tip de nevoie. În urma unui amplu proces de consultare cu societatea civilă, cu părinții copiilor cu dizabilități, cu specialiști din diferite domenii, ANDPDCA a introdus în nomenclatorul de servicii serviciul de tip respiro pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora și a elaborat standardele de calitate în baza cărora acest tip de serviciu esențial poate funcționa. În România. Toate aceste informații sunt publice pe site-ul ANDPDCA. În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv asumat în 2019, eficientizarea procesului de adopție. Așa cum probabil știți și am comunicat, pentru că transparența a, a, a urmat fiecare activitate pe care noi am derulat-o la nivelul autorității, aproape 8.000 de copii sunt astăzi adoptabili în urma demersurilor realizate de ane de PDCA prin planul de acțiune Copii nu dosare. O măsură centrală a acestui plan a avut în vedere deblocarea dosarelor de adopție, care din motive nejustificate mențineau copiii în sistemul de protecție fără a avea acces la posibilele familii adoptatoare. Dacă la sfârșitul lunii iunie 2020 figura un sistem 3000 și ceva de copii adoptabili, până la finalul lunii septembrie, când am demarat în forță acest plan de acțiune, avem aproape 8000 de copii adoptabili. Au fost revizuite 26000 de dosare ale copiilor, au fost revizuite informațiile din Registrul Național de Adopții și Profilul Public a 2035 de copii, în sensul... Modificării și îmbunătățirii profilului acestora a fost elaborat și transmis un ghid privind implementarea unitară a procedurii de adopție interne, au fost demarate sesiuni de îndrumare și consiliere uh, pentru managerii de caz din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către echipa de la ANDPDCA, pentru că am constatat că cele mai mari deficiențe erau la nivelul managementului de caz, dar și la nivelul serviciilor adopții. De asemenea, în premieră ANDPDCA aplică începând de acum contravenții, pentru că am emis ordinul de președinte publicat în monitorul oficial, prin care îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare în procesul de adopție de către managerii de ca și specialiștii din serviciul la adopție pot fi uh, sancționate contravențional. În egală măsură, am elaborat un plan de control în domeniul adopției care urmărește implementarea măsurilor și aplicarea prevederilor legale. Pentru că, indiferent de felul cum era sau este cadrul legal general în ceea ce privește adopția, cea mai mare uh, problemă pe care am identificat-o în analiza noastră instituțională a fost uh, managementul și implementarea legis legisla legislației. În egală măsură pentru că vrem să ne adresăm și oamenilor care sunt interesați de adopție, am deschis o linie telefonică pentru părinți sau familiile adoptatoare în care pot să se sizeze nereguli de procedură sau pur și simplu să ceară o consiliere despre procesul de adopție aici la nivelul echipei de la ANDPDCA. De asemenea, Îndrumăm și monitorizăm constant revizuirea profilului public al copiilor și încercăm să răspundem nevoilor atât al lucrătorilor din DGASPC-uri cât și a părinților care ni se adresează. De asemenea, există la nivelul autorității o persoană desemnată cu coordonarea tuturor acestor măsuri în ceea ce privește eficientizarea procesului de adopție. Al treilea obiectiv despre care vorbeam în 2019 erau standardele de calitate pentru serviciile destinate copiilor victime ale traficului de persoane. ANDPDCA are astăzi în premieră un plan de acțiune pentru prevenirea traficului de minori din sistemul de protecție, intitulat în mod simbolic Creștem copii liberi. În cadrul acestui plan de acțiune, pe care l-am realizat, înțelegând că există un risc mare la nivelul sistemului de protecție, adică la nivelul copiilor din centre uh, și a adulților cu dizabilități, în ceea ce privește posibila, uh, să spunem, uh, utilizare de către uh, traficanța acestor copii sau adulți. Um, am creat acest plan despre care vă spuneam și am creat cadrul formal de cooperare cu instituțiile care gestionează de drept prevenirea și combaterea acestui fenomen, care trebuie adresat din foarte multe direcții, în speță Ministerul Afacerilor Interne prin IGPR, Crima Organizată uh, și A Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Și, de asemenea, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, pentru că nu exista în România cadrul legal să funcționeze servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane copii, am elaborat și aprobat prin ordin de ministru cu sprijinul doamnei ministru Violeta Alexandru, standardele minime de calitate pentru serviciile destinate victimelor minore ale traficului de persoane. De asemenea, în parteneriat cu Societatea Civilă, cu Ambasada Marii Britanii, de exemplu cu Asociația Eliberare, este implementat programul de formare în domeniul traficului de persoane și al impactului, impactului, impactului mă scuzați, traumei asupra victimelor, cu toți specialiștii din DGASPC-uri care trebuie să înțeleagă că Tipul de sprijin pe care îl oferă copiilor victime ale traficului trebuie să fie adaptat nevoilor lor. Trebuie să înțeleagă ce înseamnă o astfel de traumă, cum trebuie abordat, cum trebuie discutat cu acești copii și de aceea peste 300 de specialiști sunt în curs de formare în cadrul a 11 sesiuni regionale care se derulează până la sfârșitul acestui an. Un alt obiectiv pe care mi l-asumam în luna noiembrie 2019 a fost acela al creierii unui mecanism de sesizare a abuzurilor din centrele de copii și adulți cu dizabilități. Pe lângă faptul că, pentru prima dată, la nivelul autorității, am înființat, să spunem așa, o echipă dinamică care uh, merge în teren și face monitorizări inopinate împreună cu societatea civilă, care, din păcate, acest mecanism a fost, să spunem, scurcircuitat o perioadă de vreme din cauza acestei epidemii, paralel cu acest mecanism instituțional, în parteneriat cu reprezentanța UNICEF România, Consiliul Tinerilor Instituționalizați și Centrul de Resurse Juridice, în prezent. De multe luni de zile funcționează la ANDPDCA o linie telefonică de urgență, TEL Verde 0800-500-550, destinată exclusiv copiilor, copiilor cu dizabilități și adulților cu dizabilități din centrele rezidențiale din România. Aici acești oameni și acești copii pot sesiza abuzurile, neregulile, pot primi consiliere psihologică și juridică. De la uh, această, uh, această grupă inimoasă de voluntari, specialiști, care, care îi ascultă pe, pe tinerii, pe copii și pe adulții cu dizabilități. Prin intermediul acestui mecanism, dincolo de această parte de consiliere, pentru că este o nevoie extraordinar de mare de a fi ascultat, sunt probleme emoționale neadresate de ani și ani de zile, uh, prin intermediul lui, așa cum spuneam, am reușit să adresăm o serie de situații punctuale administrative care ne erau semnalate și multe dintre ele au fost rezolvate în timp real altele care au necesitat acțiuni de control mai mari de inspecție sau chiar sesizarea unor, uh, sesizarea, unor uh, sesizarea organelor de cercetare penală am făcut și acest lucru deci practic prin acest mecanism tel verde unic de altfel la, la nivelul Uniunii Europene pentru uh, copiii și adulții din centre Uh, avem un canal de, de comunicare continuu deschis 12 ore pe zi cu acești uh, cu acești oameni. Um, un alt obiectiv despre care vorbeam în luna noiembrie 2019 avea legătură cu redeschiderea unităților protejate pentru autorizate pentru persoanele cu dizabilități. Așa cum știți, acestea nu mai funcționau de o bună bucată de vreme din cauza unor modificări legislative, iar la capătul unui amplu efort realizat de Ministerul Muncii și ANDPDCA în colaborare cu societatea civilă, unitățile protejate pot astăzi funcționa din nou. Procedura de autorizare a unităților protejate este în vigoare și este aprobată prin ordinul uh, doamnei ministru Violeta Alexandru și este disponibil pe uh, site-ul ANDPDCA. Cred că acesta este un pas important prin care uh, venim să răspundem în continuare acestei nevoi a adulților cu dizabilități care au nevoie. Să treacă prin această perioadă de tranziție pe piața muncii, către piața concurențială, să aibă un loc în care își pot dezvolta abilitățile de a fi independenți și de a lucra în comunitate, iar unitățile protejate, dacă funcționează în condiții optime și uh, sunt create în spiritul sprijinirii persoanelor cu dizabilități, nu în alte uh, condiții, atunci, uh, cu siguranță, acestea își vor produce efectul dorit. În egală măsură, vorbeam în noiembrie 2019 despre un program de evaluare a accesibilizării. Trebuie să vă spun că, în ciuda Uh, în ciuda epidemiei și a tuturor uh, contextelor acestea neprielnice, generate de, uh, de riscurile epidemiologice, ANDPDC a realizat prima analiză amănunțită a accesibilizării mediului fizic și informațional care să poată fundamenta viitoarele măsuri în acest domeniu. Astfel, cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul unui proiect mare pe care îl derulează autoritatea și al Agenției Naționale pentru Plăs și Inspecție Socială, care a realizat inspecții pe linie de accesibilizare la nivelul a 1.444 de instituții, însemnând curs de apel, tribunale, judecătorii, ANOFM, case de pensii, școli, secții de poliții, dar și în urma analizei cadrului legal a mecanismelor de avizare a construcțiilor și de planificare a cheltuielilor pentru accesibilizare de către instituțiile publice, astăzi avem o oglindă a accesibilizării în România și suntem în acel moment de la care putem începe să reparăm și să construim. În ceea ce privește problematica dezinstituționalizării, trebuie să vă spun că pe parcursul, pe parcursul acestui an a fost finalizat procesul de închidere a unui centru de plasament de mari dimensiuni, sau un centru mamut, așa cum îi spunem noi, și anume centru de plasament numărul 2 din Buzău. La finalul unui proces complex de dezinstituționalizare, ce a presupus de o potrivă măsuri în sprijinul reintegrării în familie, o parte dintre copii au fost reintegrați în familiile uh, naturale cu sprijinul societății civile, în speța Fundației Sera, dar și pe baza unui plan coerent și coordonat de închidere, uh, avizat și coordonat de ANDPDCA. Ultimii 24 de copii din acest mare centru au fost mutați în uh, apartamente decente și prietenoase. Uh, transferul acestor copii dintr-un mare centru rezidențial, în apartamentele familiale, a fost pregătit pas cu pas, pentru că a ne asigura că tranziția de la mediul instituționalizat la viața în comunitate nu produce un stres suplimentar. Am vorbit în mod particular de închiderea acestui mare centru pentru că este un model de cum trebuie să se desfășoare lucrurile. Este foarte important să înțelegem că centrele mari aparțin trecutului, atât pentru copii cât și pentru adulții cu dizabilități, însă felul în care se realizează dezinstituționalizarea trebuie să fie unul serios. Nu este suficient să punem lacătul pe ușe și să ascundem copiii sau adulții în alte locații. Trebuie să vă spun foarte sincer că în timp ce procesul de dezinstituționalizare la copii este dinamic și funcționează, pe partea de adulți avem încă mari probleme de implementarea dezinstituționalizării, probleme despre care am vorbit pe parcursul acestui mandat în mai multe conferințe de presă și comunicate, explicând cauzele uh, și uh, uh, identificând care sunt posibilele soluții. Concluzia generală în ceea ce privește uh, uh, dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități care rămâne o provocare majoră în continuare, este aceea că trebuie creat un cadru de reglementare generală a dezinstituționalizării. Cred că acest proces care s-a făcut până, până acum în mod haotic, după reguli fragmentare, după uh, norme stabilite arbitrar, trebuie modificat într-o normă uh, comună și unitară care stabilește principiile dezinstituționalizării din România. Nu este suficient să spunem că spargem centrele mari de sute și sute de persoane cu dizabilități în centre mai mici, între care tragem un gard și le facem de 50 de persoane fiecare. Această viziune trebuie schimbată și am avem deja un plan în acest sens care necesită o reformă în reglementare. Rămâne deci în continuare problema dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități, o mare provocare care merge mână în mână cu colaborarea cu autoritățile locale, care vor trebui să-și asume responsabilitatea asigurării condițiilor necesare în comunitate, în comunitate neînsemnând în mijlocul unor câmpuri, neînsemnând în vârful unor dealuri, ci în comunitate înseamnă în zonele în care există servicii de sprijin pentru aceste persoane și acolo unde trăiesc și ceilalți oameni. Acestea au fost uh, uh, obiectivele pe care uh, eu mi le-am asumat odată cu venirea mea la această autoritate. Suplimentar însă față de toate uh, aceste obiective, am reușit să atingem și alte rezultate uh, pe care ni le-am dorit foarte mult și care au venit din uh, nevoile pe care noi și uh, echipa ANDPDCA uh, le-am cules de la nivelul oamenilor care ne scriu și sunt într-o permanentă, uh, într permanentă comunicare de noi cu noi. În primul rând, așa cum vorbeam de centrele de respiro pentru copii, pentru care nici măcar nu exista cadrul legal ca ele să funcționeze, în ceea ce privește centrele de adulți, pentru acestea erau reglementate, adică ele puteau să existe, să fie înființate, însă, surpriză, Timp de zeci de ani de zile nu a fost înființat, cel puțin în sistemul public, niciun centru funcțional de respiro pentru adulți, invocându-mi se de multe ori că nu există nevoia și nu a fost apetență pentru un asemenea serviciu. Greșit. Am constatat cu toții și am imprimat uh, această constatare colegilor mei, cât și celor uh, managementului direcțiilor generale de asistență și protecție a copilului, astfel încât am asigurat finanțarea pentru centrele respiro pentru adulți pentru anul 2021. Și m-am asigurat că managementul direcțiilor vor, uh, vor face în așa fel încât să aplice pentru acești bani și să se asigure că vor înființa centre respiro pentru adulți, pentru aceste familii obosite care, de atâția ani de zile, și îngrijesc aproape singuri copiii deveniți adulți. De asemenea, suplimentar față de obiectivele anunțate, am am reușit să reglementăm decontarea carburantului pentru persoanele cu dizabilități prin amendarea legii 448 pe 2026 și am elaborat normele de aplicare a acestei prevederi. A fost una din dorințele pe care le-am auzit de la oameni: care uh, nu întotdeauna era în măsură să folosească biletele de transport feroviar sau rutier. Motiv pentru care am considerat că este onest și decent că dacă aceste bilete nu sunt folosite, ele să, pot fi, să poată fi transformate în carburant. A fost o muncă laborioasă și de uh, susținere și promovare în Parlament a acestui amendament cu sprijinul mai multor, uh, uh, mai multor membri ai legislativului, dar cu atât mai mult partea de reglementare a normelor de care vor beneficia toate persoanele cu dizabilități adulte și copiii cu dizabilități. De asemenea, trebuie să vă spun, probabil așa cum știați, că la nivelul ANDPDCA exista un proiect în implementare care acorda vouchere pentru tehnologii asistive persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă. Deși cadrul contractual al acestui proiect de finanțare de la Comisia Europeană, în parteneriat cu ANEFMEUL, este unul extrem de limitativ, am făcut eforturi supraomenești împreună cu partenerii noștri de la ANOFM, dar și cu uh, autoritatea de management, ca să extindem baza de selecție a oamenilor care pot aplica pentru aceste vouchere de tehnologie asistivă, reușind să includem uh, tinerii cu vârste peste 18 ani, elevi sau studenți care se află în căutarea unui loc de muncă și de asemenea am introdus suplimentar posibilitatea ca aceste tehnologie asistive achiziționate prin voucherul pus la dispoziție de ane de să deservească nevoi bilaterale. Adică, în cazul în care o persoană are o deficiență la ambele urechi, să spunem, poate achiziționa două uh, mijloace de tehnologie asistivă cuprinse în valoarea acestui voucher. În egală măsură, tot în pe parcursul acestui an, am am realizat un parteneriat strategic cu Ministerul Educației, unde am găsit o deschidere extraordinar de mare și împreună cu doamna Ministru a Educației Monica Anisie, pentru prima dată am reușit să reglementăm locurile dedicate pen, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale în licee și școli profesionale. Pornind de la o decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care solicita autorităților statului să aibă în vedere această măsură, decizie fundamentată pe cazul uh, adus în dezbatere de societatea civilă. Uh, a fost un efort foarte mare în mijlocul pandemiei să putem reglementa această măsură. Care um, s-a manifestat încă din sesiunea din vara. Am avut prima generație de elevi care au accesat aceste locuri dedicate și sunt sigură că, începând de la anul, uh, inspectoratele școlare și școlile, fiind pregătite pentru o astfel de măsură, vor, uh, vor acționa mult mai eficient decât au făcut-o în acest an, însă. Însă, nu trebuie să uităm că anul 2020 este anul de, la, de începând cu care avem locuri dedicate pentru copiii cu CES în școli, și, școli profesionale și licee. De asemenea, trebuie să vă spun că pe parcursul acestui an, Guvernul României, la inițiativa ANDPDC, a făcut un efort financiar enorm de mare. Prin uh, mărirea standardelor de cost destinate serviciilor sociale. Standardele de cost reprezintă practic bugetul alocat tuturor serviciilor sociale din România, buget care a fost dublat sau chiar mai mult în anumite pe anumite tipuri de servicii, ceea ce cu siguranță va duce la, nu numai la îmbunătățirea, dar și la apariția unor servicii care nu existau. Să știți, dragi prieteni, că multe dintre serviciile de care noi ne plângem sau ne plângeam că nu există, de genul echipelor mobile, de genul centrelor de zi, aveau ca și cauza nefuncționalităților sau a proastei calități, slabei calități a serviciilor, absența unui buget decent în spate. Aceste standarde de cost nu au fost modificate de mai bine de 5 ani de zile. Și în mijlocul pandemiei, guvernul a, a dublat aceste standarde de cost. De asemenea, a, o ultimă inițiativă despre care aș vrea să vă vorbesc în acest moment are legătură cu digitalizarea a, procesului de încadrare în grad de handicap. Împreună cu partenerii noștri de la Agenția Română pentru Digitalizare, am demarat proiectul de um, a crea o mijloc, o platformă online prin care orice persoană adult sau copil cu dizabilități poate depune dosarul de încadrare în grad de handicap din liniștea casei lui, um, doar încărcând documentele făcând un singur drum la DGASPC. Acest lucru uh, este în implementare și, sub privirile noastre, vom vedea cum vom putea să uh, trecem prin procesul de încadrare în grad de handicap exclusiv online, cu o singură vizită la DGSPC pentru evaluare. Acestea sunt, să spunem așa, uh, lucrurile. Uh, lucrurile mari despre care am vrut să vă vorbesc și, care, și pe care am vrut să le trec în revistă uh, cu prilejul acestei, uh, să spunem, dări de seamă în fața dumneavoastră a muncii pe care eu și echipa mea am derulat-o în 2019. Însă, nu aș vrea să uităm faptul că toate aceste măsuri luate, uh, proiecte, planuri de acțiune, rezultate, mai mari sau mai mici s-au desfășurat pe fundalul uh, acestei pandemii cu care ne confruntăm cu toții. De aceea trebuie să știți că, începând din luna martie 2019, ANDPDC de de a derulat, în paralel cu toate activitățile despre care v-am povestit, un plan de acțiune extrem de concentrat pe linia prevenirii și combaterii. Răspândirii virusului COVID-19 la nivelul sistemului de protecție și a serviciilor sociale. Trebuie să știți că ne-am implicat în mod direct. Nu numai în măsurile la nivel de sistem care au fost luate, dacă vă amintiți deciziile luate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care prevăd, au prevăzut prelungirea certificatelor de handicap, prelungirea uh, atestatelor pentru asistenții maternali, zile libere pentru părinții copiilor cu dizabilități pentru care s-au închis școlile sau pentru, adulții, uh, 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 pentru părinții adulților cu dizabilități pentru care s-au închis centrele de zi, toate aceste măsuri la nivel de sistem au putut fi posibile pentru că ADPDC a fost la masa deciziilor și am vorbit despre problematicile cu care noi ne confruntăm în viața reală. În ceea ce privește măsurile luate la nivelul sistemului de protecție, ADPDCA împreună cu Ministerul Sănătății, a, a, a elaborat și publicat în monitorul oficial un ghid de prevenire pentru centrele de adulți și copii. De asemenea, au fost nenumărate măsuri luate de îndrumare prevenire, reglementare, coordonare activității cu cele 47 de direcții din țară, cu care am realizat o, să spunem așa, o echipă în perioada stării de urgență și de alertă pentru a lucra cât de mult posibil Împreună să evităm cât mai mult rezultate dezastruoase în sistemul de protecție. Au existat momente bune și mai puțin bune. Adeseori, colaborarea cu DSP a fost defectuoasă, așa cum ne amintim în perioada stării de urgență. Însă, um, ne asigurăm în fiecare zi că uh, suntem în contact cu oamenii și știm ce se întâmplă în centrele din țară. Am vrea să putem să. Uh, să avem un control total asupra acestui virus, însă o mare parte din responsabilitate trebuie să nu uităm că o avem și fiecare dintre noi. La venirea în centru, la schimbarea turelor, fiecare dintre oameni trebuie să respecte măsurile de prevenire explicate și puse în atâtea norme de-a lungul timpului. În final, aș vrea să, să vă spun că a fost un an un an provocator. Un an provocator la nivel personal, cu depășiri de limite personale și profesionale, dar și o mare provocare pe plan profesional. Ane de PDCA a luat naștere, așa cum v-am spus, prin unirea a două autorități. Două colective care pe parcursul unui an de zile au devenit o echipă. Uh, un proces de management complex care s-a confruntat cu toate tarele specifice sistemului de administrație publică, însă, uh, doar împreună, mai greu la început, mai ușor pe parcurs, am reușit să atingem aceste obiective. Sunt încă multe de. Făcut în sistemul de protecție. Și, din păcate, multe dintre obiectivele pe care le-am avut uh, asumate în acest mandat de un an de zile au fost orientate către a repara, a repara lucruri care nu au fost făcute, lucruri care au fost greșit făcute, a îndrepta erori uh, și a, a, a produce reparații în sistem. Îmi doresc foarte mult. Să ajungem în momentul în care să și putem construi cu adevărat. Um, îmi încheie această, uh, această dare de seamă cu speranța că a fost vizibilă deschiderea pe care această autoritate a, a realizat-o către oameni și către jurnaliști. Uh, faptul că ne-am dorit să fim permanent în contact cu cu oamenii, cu dumneavoastră, să răspundem întrebărilor, să reușim să gestionăm tot felul de solicitări, însă nu trebuie să uităm că, în principal, autoritatea are rolul de a dezvolta soluții și rezultate la nivel sistemic. Asta nu ne-a împiedicat să, ca atunci când au venit către noi oameni cu poveștile lor de viață, să nu acționăm în mod constant. Am trăit împreună cu colegii mei experiențele de viață a sute sau aș drăzi să spun chiar mii de familii sau copii care ne-au ne -au trecut pragul într-o formă sau alta criptic sau prin fața ochilor și acolo unde autoritatea a putut să intervină, am făcut-o. Acestea sunt mulțumirile pe care le pot simți în prezent și în timp real. Celelalte aspecte sunt uh, reglementări sau măsuri de sistem, ale căror rezultate încep să se vadă treptat. Vreau să mulțumesc, um, vreau să mulțumesc doamnei ministru Violeta Alexandru, care uh, a avut încredere uh, și m-a luat în echipa ei. Uh, vreau să mulțumesc domnului premier Ludovic Orban uh, pentru aceeași încredere pe care a avut-o în, uh, în mine, uh, de a uh, duce la bun sfârșit obiectivele pe care mi le-am asumat, pentru spațiul de, de libertate pe care l-am avut în a acționa la această autoritate. Vreau să mulțumesc partenerilor mei din celelalte instituții și uh, organizații ale, societat, ale societății civile alături de care uh, am pornit la acest drum greu de reconstrucție și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc echipei ANE de pe Știu că a fost un an greu și știu că de multe ori v-am cerut mult, mult peste poate ce era în fișa postului, ce era peste programul de lucru, peste normele și cutumele existente. Dar acesta este ritmul meu, iar eu vin din zona în care timpul nu mai are răbdare. Și atunci am reușit împreună să facem un pas mic. Mulțumesc de asemenea. Colegilor mei și direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului care um, s-au alăturat acestui efort, acolo unde s-au alăturat, apreciez efortul pe care l-au făcut în special pe zona de deblocare a adopțiilor, dar și pe zona de prevenire și combatere a COVID. Evident că lucrurile sunt foarte caleidoscopice și diferă de la o direcție la alta și de la un serviciu la altul, dar împreună am reușit să găsim o formulă de comunicare. Mai este mult de lucrat în teritoriu, în colaborarea cu autoritățile locale și în răspunderea și umanitatea față de cei pe care îi servim. Așa cum începeam pe 14 noiembrie, acest mandat cu dorința de a face predicatul acestei instituții a servi, așa aș vrea să închei și acest an, în ideea că atât cât am făcut, mai mult sau mai puțin, a fost cu gândul și cu dorința de a-i servi pe cei pe ca pentru care am fost desemnată să vin în această funcție. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend liniștit și uh, să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși, față în față și mai puțin pe online.